cuvintele sunt de prisos. Ai făcut în seara asta cu noi ce ai vrut tu. Am plâns, am râs, vorbesc despre sufletele noastre și foarte important este că ne-am bucurat. Foarte bucur pe scurt, și eu tare mult. Te rog din suflet, foarte pe scurt, să ne spui ceva despre ultimul proiect, ultimul, adică cel mai recent, despre care eu știu și nu știu câte lume știe. Chiar am mai și spus lucrul ăsta. Este un proiect alături de Adela Mărculescu, unde o să fie cântec de pe ulița satului, o să fie cântec istoric, cântec religios, cântece de petrecere și toate trecerile de la aceste cântece, toate trecerile, da, se fac cu poezia Adelei Mărculescu. Poezie istorică, religioasă, populară. Și sunt tare mândră de acest proiect. Tu, pe tine te-am invitat odată la Blaj, dacă mai ții minte, la Catedrala din Blaj, unde am avut un spectacol împreună cu Adela Mărculescu, iar acum recent am avut un spectacol la Blaj la 60 de ani de la interzicerea Bisericii Catolice, Greco-Catolice, unde a fost iarăși Adela Mărculescu și cu Emil Hurezeanu și m-am bucurat tare mult să fiu alături de ei și pot să spun că sunt tare mândră de acest proiect. Ai de ce să fii, la fel cum și noi suntem tare mândri că astăzi ai fost împreună cu noi, că împreună am dăruit clujenilor mare, mare bucurie. Îi invit încă o dată la 0364-881-889 să sunem fiecare zi de la ora 10 la ora 16 pentru a cere dedicații, darul pentru cei dragi. Cântecele invitațiilor noștri pentru toți sărbătoriții. Vom încheia emisiunea, așa cum se cade, cu glasul Betei Biriș și cu mulțumirile atât pentru dumneavoastră că ne-ați fost alături, echipei că a fost și în această emisiune împreună cu mine pe baricade și am reușit să o transferăm pe Beta Biriș în casele și sufletele dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc și eu, Maria, și vă iubesc, dragi clujeni. Și noi te iubim. Să-și mai stângă focul, focul care frige inimioara.
fiindcă nu-l iubește Marioara.